pe filmat. Nu, acum e pe filmat. Mai. Dar acum începem filmulețul. Ok. Ai emoții? Ai emoții? Da. Vezi să nu cazi de pe pernuță, de te mai în spate, așa. O să salutăm frumos, da? Eu o să îți pun niște întrebări la care tu o să răspunzi. Bine. Și ce știi, așa, să povestești, eventual să vorbești mai tare ca să se audă, da? Salut și bine v-am regăsit în acest filmuleț. Astăzi l-am alături de mine pe cel mai mare băiețel al meu, pe Daniel, care are... 6 ani, așa este. Vrei să saluți și tu frumos? Bună ziua! Bună ziua! Bravo, iubirea mea! Da, Daniel a împlinit 6 ani în august și am tot vrut să fac acest filmuleț, dar se tot întâmplau lucruri și nu reușeam. Dar uite că a sosit momentul. Ai împlinit 6 anișori și ce s-a întâmplat așa? Cum e viața ta la 6 ani? Ce faci tu așa într-o zi obișnuită? E la școală, sunt. Mergi la școală, deci ești deja școlar. Da, ești în clasa? Clasa pregătitoare. Clasa pregătitoare. Este deja băiețel mare, este la școală împreună cu Melissa. Mergeți amândoi la școală. Și cu ce e mai bine la școală față de grădiniță? Sau unde era mai frumos? La grădiniță. Era mai fain la grădiniță? Da. Îți lipsește grădinița. Mm-hmm. Dar știi că înainte să înceapă școala, îți doreai foarte tare să mergi la școală. Erai foarte nerăbdător să înceapă școala. Numai că acum nu știu. Acum nu-ți mai place așa mult la școală. Dar ce te faceți la școală? Trebuie să stați mult în funduleț la bancă, nu? Nu, eu nu prea-mi place, că după aia mi se lipesc pantalonii. Se lipesc pantalonii? Și trebuie să... mai faceți acolo bastonașe, liniuțe, nu? Preferatele mele. Da? Să învățați să scrieți. Când aveam activitate, îmi place foarte mult. Când aveți activități, îți place? Uh-huh. Ce activitate îți place cel mai mult de la școală? Când pictăm și colorăm. Când pictați și colorați, da? Da, și când desenăm cu cariuți. Da? Și când mergi la patinoară, îți place? Preferata mea oră. Da? Îți place foarte mult când mergi la patinoar. Și am ai... putut să mergi câțiva metri fără cadru. Da, ai învățat deja să îți ții și echilibrul, să nu mai cazi așa repede și chiar să patinezi. Asta numai că nu puteam să dau picioare că mi-era teamă. Puneți că mereu când dădeam un picior, tot așa mi-era teamă că așa o să rup pantalonul. O să rup pantalonul? Da, fără cadru. Nu au cum să... A, tu te referi așa când se depărtau piciorușele? Da. Dar nu au cum să se rupă, că ăia sunt așa de groși încât poți să stai liniștit că nu o să ți se rupă niciodată pantalonul. Fac chime de spargatul cu ei. Așa, și ce-ți place așa ție? Cum îți place să petreci timpul? De exemplu, ce-ți place să faci cu mami și cu tati împreună? Îmi place când filmăm și ne jucăm împreună. Da? Da. Și așa, ce jocuri îți place când facem? Am observat că în ultimul timp îți place să joci șah. Da. Te-a învățat Melissa să joci șah? Sau de unde știi tu să joci șah? Că știi mai multe reguli decât mine. Nu știu. Ai văzut-o pe Melissa și ai mai jucat cu tati și ai reținut mișcările. Are reținut ceva de la Melissa. Încă mereu. Tura nu trebuie să o iei din loc, că dacă vine cineva și iei a regina, tu poți să o iei cu tura. Am înțeles. După aia, când tu trebuie să mut, poți să mut tura înapoi. Când dacă mai vine, poți să iei. Poți să iei iar. Da. Am înțeles, eu nu prea mă pricep la șah și îți place, asta e important. Că am învățat să imediat să-l bag pe tati, că adică mă din ce în ce mai bine. Da? Mm-hmm. Cred că o să-ți mai trească câțiva ani de experiență să-l bați pe tati, că din câte am văzut, tati știe foarte bine șah. Mm-hmm. Cred că știe mai bine decât noi toți la un loc. Și lui îi plăcea foarte mult șahul când era mic. Dar vreau să o spun care sunt jocurile mele preferate, numai 3. Sahul, fotbalul și ping-pongul. Încă când ne mai jucam noi acolo pe un joc, nu steam să joc. A, la Wii? Da. Am înțeles. Încă steam să joc foarte, că îi puteam pe toți. Îi puteai pe toți.
Care este mâncarea ta preferată la 6 ani? Mâncarea? Uh-huh. Usturoi îmi place. Îți place usturoi, dar așa un fel de mâncare, ceva ce, ca așa putem să spunem că îți place. Da, îți place salata de vinete foarte mult. Și salata aia, obișnuită. Salata cu legume. Uh-huh. Îți place salata de cartofi? Salata băuf îți place? Da, și și cum se numea salata de cartofi îmi place. Salata orientală. Și ce îți mai place ție să mănânci așa cărniță, să fie cât mai multă cărniță? Am observat că ți-ți place foarte mult totul cu cărniță. Așa, supa cu găluște. Îmi place mai un șacșuca. Șacșuca îți place, bravo. Ce îți mai place? Mă, nu-mi place la șacșuca, că verdeață în soția nu prea îmi place. Pătrunjelul ăla pe care îl punem deasupra. Păi poți să-l dai la o parte dacă nu-ți place pătrunjelul. Și ce mâncare îți mai place? Ai început să mănânci și tu pizza, chiar dacă are puțin cașcaval, că ție nu prea-ți plăcea cașcavalul. Acum mănânc pizza cu extra cașcaval. Și acum îți place, așa-i? Da, numai că de prima dată Melisa pun ce face, eu dădea toate alea jos și eu mă mia, bă. Da? Dar ce? Nu-i place la aia. Și ți-ți plăcea? Da. Dar ciupercile nu-ți plac? Da. Văd o ciupercă, dracu, dacă se duce o farfurie. Și ce nu-ți mai place așa? Brocoli. Brocoli nu-ți place? Are un miros puternic, o grip. Neplăcut. Neplăcut. Așa. Care este culoarea ta preferată? Albastru. Albastru? Mai am chiar foarte multe. Galben, rosu, auriu, argintiu. Ai multe culori care îți plac. Ia să vedem. Care sunt jucăriile tale preferate în perioada asta? Așa, cu ce îți place să te joci? Că ai avut o perioadă în care te-ai jucat foarte mult cu Master Truck. De avem acum o dita mai colecție, nici nu mai știu câți Master Truck avem, dar cred că avem vreo 50 cel puțin. Foarte mulți Master Truck, plus aia care s-au mai și stricat. Ia acum sunt ho-ho-ho de poartă de... Da, aia s-au stricat. Așa, cu ce îți place să te joci în perioada asta? În perioada de asta îmi place să mă joc cu plusurile și... Cu Melisa? Da. Când vă jucați de magazinul? Și îmi place să mai mă joc cu Felix și cu David. Da, dar cu ce jucării? Cu aspiratorul lui David. Cu aspiratorul lui David? Da. Așa. Și mai place să mă joc cu Master Truck și cu testoasele ninja. Cu testoasele ninja. Așa. Îți place așa când mergem la plimbare cu mașina? Da. Îți place. Care este desertul tău preferat? Bezele. Bezelele îți plac? Mhm, okay. Și eu mai știu ceva ce-ți place ție foarte mult. Are prune. Găluște cu prune. Găluște cu prune. Îți plac găluștele cu prune? Mm-hmm. Îți plac mult de tot. Și îți plac și găluștele fără prune, nu? Alea cu prune. Mă, că ce nu-mi place la alea cu brânz este că așa... Că nu se întinde nimic, nu... Nu e ca la prune, nu? Da. Că la prune sunt prunele și le-a spart și aia îmi place și frumoase și gustoase, da. Nu? Mm-hmm. Ce-ar merge acum niște găluște cu prune? Bun. Ce mai poți să ne povestești așa despre tine? Ceva ce cei care ne urmăresc nu știu despre tine. Eu sunt în clasa pregătită. L-am învățat pe 3. L-ați învățat pe 3? Da. Așa? Îl știu cel mai bine. Dar știi pe cel mai bine dintre 1, 2 și 3? E, pe 2 nu prea. Că mereu când fac pe 2 așa. Mereu așa, după aia așa, nu știu. Nu ți iese așa de bine. Trebuie să mai exersezi. Știi că dacă exersezi de mai multe ori, doar să-ți iasă. Că mereu, acum nu știu cum se face așa. Mm-hmm. Cu linia în cor. Păi așa și te duci jos și după aia.
Eu nu vreau să fac valuri, îmi plac mai mult liniile. Am înțeles. Să nu-i faci codița în valuri, să-i faci codița dreaptă. Uh-huh. Eu știu foarte bine că trec mereu, dar să mă repetez pe o de foaie, pe aia să încerc. Că uite. Și ți iese mai ușor, nu? După aceea să învățați pe 4, 5, 6, 7, după la cât știi să numeri? Dovedeai mai mult corc. Da, așa până la 20 știi să numeri? 20? Da. Da? 30? Știi și până la 30? Da. Până la 100? Da. Eu vreau mult 100. Până acolo mă încurc. Te încurci până la 100? Da. Știi vreun cântecel sau vreo poezie? Am învățat una la greu, adică în care sunt prima parte, numai cealaltă, aoleu. Ia, vrei să zici sau dacă vrei, dacă nu vrei, nu trebuie să zici. Dacă nu-ți aduce aminte, nu-i problemă, că nici eu nu mai țin de toate poeziile. Nu știu o poezie, mă, că la aia mă încurc foarte repede. Da? Da, la pudoiul. Cu cine te înțelegi tu cel mai bine dintre frățiorii tăi? Așa odată cu Darius, cu Melis, cu Felix nu prea. Cu Felix nu prea? Da. Cu Felix vă cam certați, așa vă cam ciondăniți toată ziua, dar de ce vă ciondăniți atâta? Că Felix o să teste la prom și de acolo începe. Și aia mă enervează pe mine cel mai tare. Da? Când ce face? Șoșotește? Da! Dar cu cine șoșotește? Șoșotește piu. Și te supără. Dacă eu te joci frumos și cu Felix. Dar nu prea des, așa e? Da. Dar când e la grădiniță, ți se face dor de el. Mm. Nu? Nu prea. Cum? Păi, dar de obicei îl iei în brațe când vine acasă. Vrei să mergi și tu după el la grădiniță? Vreau numai să vizitez grădiniță. Nu mă lăsa asta. A, vrei să vizitezi grădinița? Vrei să le vezi pe doamne, cred. Ți-e dor de doamnele de la grădini? Dacă... Am mers numai de două ori. Numai 2 ani ai fost la grădini. Uh-huh. Și ai mai vrea? Da, deci. Nu se mai poate. Ce ai vrea să te faci când o să fii mare? Cu fetar și... Cu fetar? Ce face cu fetarul? Face prăjituri. Uh-huh. Și bucătar. Și bucătar? Să nu se avea tati... În stiu, șofer. Vrei să te faci șofer? Dar de ce? Că mereu că dacă am un taxi, pot să-i conduc pe ce? Și după aia îmi dau bani, că a costat, că am, are taxiul la sau în apara. Și acolo vrei să faci bani? Da. Și tu crezi că șoferul face mulți bani? Da. Da? Păi sunt alți oameni. Sunt alți oameni care fac și mai mulți bani decât șoferii. Așa, și de asta vrei să faci șofer? Da. Și cofetar, de ce vrei să te faci? Că... cumva vreau să te ajut și pe tine. Vrei să mă ajut? De-aia vrei să fii cofetar? Mhm. Și vrei să faci macarons cu mami? Da? Să facem împreună? Da. Și bucătar? De ce vrei să faci și bucătar? Vreau să mă fac... așa la restaurant. Încă îmi place... Încă îmi se pare frumos să gătesc. Să gătești pentru alți oameni? Uh-huh. Și dacă să te îngrași? Că trebuie să guști o grămadă de mâncare. Și oamenii mai vor și brocoli să mănânce. Și trebuie să le gătești. Și trebuie să guști. Da, stai. Dacă vreau brocoli, îi dau să-ți gătesc. Păi, dar nu poți, că atunci nu mai vin oamenii la restaurant. Trebuie să faci mâncare bună. Și ca să iasă mâncare bună, trebuie să o guști. Bine. În meniu nu pun brocoli. Nu pui brocoli în meniu? Nu. Păi dacă vine cineva care zice eu vreau să mănânc brocoli. N-avem. N-avem? Da, ce să-i spun așa. Bine. Îți mulțumesc tare mult că ai făcut filmulețul cu mine. Mă bucur că am reușit să facem acest filmuleț. Vrei să le transmitem ceva celor care ne urmăresc? Cum adică? Nu știu, să le spui acolo să aveți weekend plăcut, vă mulțumim pentru vizionare. Stai, weekend sau vacanță?
weekend, vacanță, fiecare ce face. Dar poate până o să punem filmulețul nu o să mai fie vacanță. Bă. Poți să le spui să se aboneze, să dea like la acest filmuleț. Nu vrei? Nu, lasă că le spun eu. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, uitați să vă abonați la canalul nostru, să dați un like și noi, sau eu, vă aștept cu mare, mare, mare drag în filmulețul următor. Pa! Pa. Iubesc. Și eu te iubesc. Ești cel mai frumos Daniel pe care îl cunosc. Iubirea mea. Câte frumoasă față. Prea repede crești. O să fii băiat mare. O să mă iubești când o să fii mare. Sigur? Da. Sigur, sigur, sigur? O să mă vizitezi? Da? Is this